Bine v-am găsit! Istoria relațiilor româno-maghiare este și a fost una tensionată. Cu toate acestea, mai mulți lideri cu origini românești au ajuns în decursul istoriei la conducerea Ungariei. Și aici vorbim despre Ștefan cel Sfânt, Iancu de Hunedoara, Matei Corvin și Nicolaus Olaus. Mai mult decât atât, o parte consistentă dintre maghiarii de astăzi sunt în realitate români maghiarizați forțat sau care au acceptat maghiarizarea pentru a-și păstra statutul social. Puțin știu însă că putem vorbi, fără nicio exagerare, despre o istorie românească a Budapestei, lucru pe care îl vom face astăzi împreună cu scriitorul și jurnalistul Miron Manega, purtător de cuvânt al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, director editorial al revistei Certitudine. Subiectul este unul foarte interesant, cu siguranță mulți români nici nu și-au imaginat vreodată că s-ar putea discuta despre o istorie românească a Budapestei, iar în acest prim episod, cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să vorbim despre personalitățile române și aromâne care au marcat cultura, istoria și civilizația Budapestei și, desigur, misiunea cea mai grea îți revine ție pentru că tu ai făcut documentarea și tu ne aduci aceste informații extrem de valoroase. Da, există două aspecte ale problemei referitoare la istoria românească a Budapestei. Una ar fi aceea a românilor și a românilor care au fost în spațiu maghiar al Imperiului Austro-Ungar, loc sau spațiu de unde au luptat pentru promovarea valorilor identitare românești. Cel de-al doilea aspect este acel al românilor care, acolo fiind, au participat cu convingere și cu devotament în anumite situații la propășirea istorică, culturală, din toate punctele de vedere, a Budapestei și a Ungariei, fără a-și neglija identitățile. Adică au luptat în paralel și pentru românilor din Ungaria și din Transilvania. Cred că pentru început ar trebui să-i enumerăm pe cei sau pe majoritatea celor care s-au aflat în acest spațiu și au luptat pe ambele sau în ambele direcții. Au fost Gheorghe Șincai, școala ardeleană, Atanasiu și Constantin Grabovski, Gheorghe Simeon de Sina, Dimitrie Kozakovici, Stârie Dumba, Emanuel Gojdu, Gheorghe Pomuț, Alexandru Mocioni, Gheorghe Șerb, Dr. Iuliu Todorescu, Irina Dumba, Adalbert Cozmuța. Au mai fost și alții care interferează pe parcurs. De fapt au fost mult mai mulți. Dar ei sunt reprezentativi pentru că au marcat prin prezența și activitatea lor întreaga istorie a Budapestei, adică a Budei, a celor două orașe gemene, Buda și Pesta, care au devenit un singur oraș în 1873. Iar un român, și despre asta vom vorbi în episodul 2 al acestui miniserial, este cel care a construit și a finanțat podul care a unit cele două localități, Buda și Pesta. Da, este vorba de Gheorghe Simeon de Sina, care a finanțat, de fapt, construcția, el fiind acționarul principal. Numele lui e trecut cu litere de aur, acolo, chiar pe pod, acolo la Gheorghe Simeon de Sina, da. Fiind cel mai bogat om din Austria după familia Rothschild. Așa. Doar despre deosebire de Rothschild, el s-a implicat profund în istoria Budapestei și a românilor din Ungaria și Transilvania. A fost un mare mecena, deci nu numai el, toți. Să le spunem celor care ne urmăresc, fără a intra în detalii, că vom putea vorbi sau putem vorbi și despre istoria românească a Vienei, iar acest subiect va fi temă pentru un alt miniserial pe care o să-l facem. Acum ne vom restrânge la... Da, extrem de interesant și asta, pentru că lumea nu știe că străzi întregi, clădiri extraordinare, filarmonica din Viena a fost donată de Stârie Dumba Austriei.
l-a sponsorizat pe Johann Strauss, vom vorbi pentru că este foarte interesant să discutăm despre istoria românească a Vienei într-un alt miniserial pe care le promitem telespectatorilor că o să-l realizăm în cel mai scurt timp posibil. Revenind la Budapesta și la personalitățile românești și aromâne care au marcat cultura, civilizația și istoria Budapestei, să intrăm și în anumite detalii, urmând ca în episodul 2 și în episodul 3 să dezvoltăm anumite teme, vor vedea cei care numesc despre ce este vorba. Una din personalitățile pe care o știm încă din școală, cei care au făcut școala înainte de 1989, a fost George Șincai, școala ardeleană. El a fost adversar al ungurilor în Budapesta, deși a fost cenzor al tipografiei din Budapesta. Dar rămâne să-l cunoaștem doar prin marile lui opere, Cronica Românilor și a mai multor neamuri și Elementa Lingve Daco-Romane Sive Valahice. Și alte lucrări, că a scris și versuri, are și o cronică personală. Bun, dar înainte de a vorbi despre persoanele, personalitățile care s-au implicat profund în istoria Budapestei, poate ar trebui să amintim faptul că în 1848 se năștea la Pesta fiul lui Nicolae Bălcescu și al Luxiței Florescu, fiica marelui agă Iordache Florescu. L-a cunoscut pe Nicolae Bălcescu la scurtă vreme după divorț, a fost căsătorită cu un locotenent rus, o experiență traumatizantă pentru ea. Era mai mare cu 3 ani decât Bălcescu. Bălcescu, personaj carismatic, ieșit din închisoare în 1843, a cunoscut-o pe Luxița și între ei s-a închegat o relație puternică de iubire care a generat pe acest Bonifaciu Florescu, copilul lor, care a fost un om de cultură, a venit în București, doar s-a născut la Pesta. Nu a și trăit acolo, dar cred că merita să o spunem. El a locuit prin București, cam pe unde e magazinul Muzica acum, jurnalist și om de cultură. Și da, cam atât ar fi de spus despre imprimarea numelui Bălcescu în istoria Budapestei, doar prin acest aspect. Poate ar trebui să epuizăm și un alt subiect, un personaj aproape legendar, care este generalul, celebrul general George Pomuț, care a fost avocat la Budapesta, a ajutat foarte mult, a fost un fel de mecena sau generator de mecenat, pentru că a reușit să strângă fonduri pentru românii care studiau, pentru conaționalii lui care se aflau la Buda și la Pesta. El fiind cunoscut mai ales pentru faptul că s-a implicat în Revoluția de la 1848 de partea maghiară, ba chiar i-a convins pe foarte mulți români să se înroleze în această revoluție. Nu știu dacă am precizat că s-a născut la Gyula. La Gyula, român ortodox, din familie ortodoxă, există și acum biserica ortodoxă de acolo, în registrul ăla bisericesc, numele care i s-a dat. Din păcate, revoluția pornită de maghiari în la 1848 s-a sfârșit prost pentru români, s-a transformat într-o vânătoare și de români, adică a generat un război civil până la urmă, în pofida avertismentelor Avram Iancu, care le-a spus, singur nu veți face nimic, nici noi nu vom face nimic singuri, numai împreună putem. Trebuie să înțelegeți că, în sfârșit, n-a înțeles nimeni nimic, trufia maghiară a fost mai puternică decât interesul comun. Ei au dorit, chiar la 1848, pe 15 martie, când au făcut declarația, au încorporat Transilvania în Ungaria, declarativ. Și, mă rog, monumentul de la Arad, exact asta celebrează și tot ce. Deci, 15 ianuarie,
15 martie, pardon, 1848, ar trebui să fie o zi de doliu pentru noi. Da. Așa cum e 1 decembrie. Dar parlamentarii noștri și politicienii români atât de bine înțeleg istoria, încât pe 15 martie au dat liber tuturor parlamentarilor pentru a sărbători ziua de 15 martie, care pentru români este o, cum să spun eu, punctul de plecare al măcelăririi românilor din Transilvania, unor zile sumbre în care maghiarii rog să se alieze cu românii pentru a duce revoluția, așa cum a propus Avram Iancu, la bun sfârșit, au ales să-i consideră pe români dușmanilor. Da. În sfârșit... Să revenim la Gheorghe Pomuț, pentru că Gheorghe Pomuț s-a mai făcut remarcat prin faptul că a ajuns general în armata americană. El a plecat, mă rog, după înfrângerea Revoluției Maghiare, a plecat la Paris, întâi pe urmă în Statele Unite, unde împreună cu niște bănățeni, cu un bănățean și cu niște unguri participând la Revoluția din 1848, au fondat localitatea New Buda în statul Iowa. A izbucnit războiul de secesiune, el s-a înrolat în armata americană de partea nordiștilor, a făcut fapte de vitejie, acolo s-a remarcat, a fost decorat, este sărbătorit pe 30 mai, mi se pare, de ziua comemorării, nu știu, e o zi specială în care toți eroii Americii sunt comemorați, sunt celebrați, el este unul dintre ei. În sfârșit, după 1861 s-a întâmplat chestia asta, la scurtă vreme, după ce a obținut gradul de general, a devenit diplomat, a fost trimis la Petersburg, la curtea țarului Alexandru al II-lea și a făcut ce a făcut și l-a convins pe țarul Alexandru al II-lea să vândă Alaska americanilor pe o sumă derizorie, astăzi 7.200.000 de dolari, e adevărat. Că însemna mult mai mult atunci. Înseamnă că acum e de vreo 10 ori mai, adică însemna de vreo 10 ori mai mult decât înseamnă suma asta astăzi. Dar oricum era o sumă derizorie. L-a convins pe Alexandru că acolo e frig, că sunt doar mușchi și nu poate fi valorificată economic. Și în sfârșit l-a păcălit, deși știa că de existența resurselor. Și așa a ajuns Statele Unite posesoare a Alaskei. De asta zic că este un personaj important. El și de acolo, cum a ajuns în America, a luptat pe cale diplomatică, prin mass media, pentru drepturile românilor din Ungaria și din Transilvania. Pe urmă a venit la Petersburg, a fost foarte bogat, numai că a murit misterios, pe la 1882, mi se pare. Și, mă rog, averea lui a fost transferată, el intenționa să vină în locurile natale, n-a mai apucat, toată averea lui a fost trimisă înapoi în Statele Unite și a dispărut misterios. Revenind la Budapesta și aspectele importante, dar introductive pe care le facem în acest episod ca să pregătim episoadele următoare, să mai vorbim despre publicația Federațiunii. Da, pentru că și Eminescu a impregnat cumva spațiul cultural și istoric al Budapestei prin cele trei articole incendiare apărute în Federațiunea de la Pesta. Federațiunea era o publicație, cum se numește, era un jurnal politic, literar, comercial și economic, fondat în 1868 de Alexandru Roman, îl chema publicist, om de cultură, activist pentru drepturile românilor. Când au apărut cele trei articole ale lui Eminescu, echilibru, ăsta a fost cuiul lui Pepelea, să facem un congres și în unire etăria, avea deja 7 procese la activ. După apariția, pentru articole care criticau imperiul. Imperiul, deci ziarul era antidualism, dualismul austro-ungar, pentru că nu erau respectate drepturile popoarelor. Iar articolul ăla lui Eminescu, echilibru, făcea o radiografie cumplită a Imperiului Austro-Ungar. Practic, Eminescu a arătat că împăratul e gol. Cam asta este. Și s-a declanșat un proces, redacția a fost arestată, Eminescu era la Viena colaborator.
Alexandru Roman și compania au refuzat Alexandru să Roman spun, fiind proprietarul, proprietarul și da, da și directorul publicației, a refuzat să spună cine e în spatele pseudonimului Varo, că era Eminescu, Eminescu fiind la Viena. Da. Procesul a durat foarte mult, Eminescu s-a oferit el la un moment dat să-și asume, spună, să-și asume articolul, adică semnătura, adică să spună eu sunt. A și fost interogat înainte de 11 februarie, în orice caz 1871, deci la un an după asta, a venit deci, la Budapesta. La 21 de ani. Da, nu, la 20 de ani a scris, a publicat articole, dar anul următor, în timpul ăsta, procesul s-a derulat. Eminescu a venit la Pesta și a fost interogat. Numai că nu se știe ce s-a întâmplat, lucrurile se inflamaseră atât de rău. Și erau și multe alte publicații care au protestat. Era familia lui Iosif Bulcan care i-a luat apărarea. Și erau și alte popoare care agreau poziția lui Eminescu de acolo și au lăsat-o moartă. Practic procesul s-a stins fără sentință, fără să se dea o sentință. Dar, hai să zic, așa a marcat și Eminescu, fără a fi neapărat acolo, prezența spațiului istoric, cultural al Budapestei. Despre cine ar mai fi important de vorbit în acest prim episod? Nu știu dacă am putea să vorbim despre Pomuța, am vorbit despre Gheorghe Simeon de Sina. Pentru că Gheorghe Simeon de Sina are o prezență consistentă și în episodul 2, unde vom vorbi despre afacerile românești și a române din Budapesta. Dacă vrei să vorbești mai pe scurt, ca să nu consumăm tot subiectul destinat episodului 2. Mai e vorba, desigur, printre cei care erau în vederile noastre pentru discuție, mai este și Dimitrie Kozakovici, un mare negustor din Budapesta, da? Care era dedicat studierii limbilor străine. Da, era poliglot la un moment dat. S-au implicat mai mult în cultură, deși erau majoritatea negustori. Erau și românii, și a românii, mai ales a românii. Și apropo, poate ar trebui ca să nu intrăm într-un subiect pe care să nu-l putem epuiza în primul episod, să povestim ceva despre a românii veniți în... Ar fi interesant. Și de ce erau atât de mulți a românii în Budapesta? Da, pentru că... Românii au fost cei mai bogați oameni din peninsula balcanică. Deci a fost forma lor de rezistență. Dacă Tache Ionescu i-ar fi lăsat să vină în, după primul război mondial, să vină în România, ar fi schimbat total balanța, cum să zic eu, oamenilor de afaceri. Și de ce ar fi dominat? După spusele unor speciali, se pare că a avut o înțelegere cu albanezii, a primit bani. Și a servit cauza albaneză, dar asta trebuie să o analizăm separat, pentru că totuși a fost un patriot și el. Să vedem până la ce nivel a fost patriot. Dar ne întoarcem la românii din peninsula balcanică. A existat acolo un oraș, Moscopole, care a fost cel mai puternic oraș din Imperiul Otoman după Istanbul. Avea la 1760, când a avut cea mai mare creștere sau a fost vârful dezvoltării orașului, avea 60.000 de locuitori, mai mult decât avea Atena. Avea cea mai mare bibliotecă din Imperiul Otoman după Istanbul. Deci era primul oraș după Istanbul. La 1769 au început asediile. Deci era bine așezat. Și acolo erau mulți români. Înțeleg. Nu mai vorbea română. Hai să zicem, alte etnii erau nesemnificative. Limba oficială sau limba era a română. Deci era limba de sine stătătoare, nu un dialect cum este acum, un dialect al limbii române. Deci, în 1769 au început atacurile la propriu împotriva orașului, iar în 1769... Duse de cine? Făcute de albanezii conduși de Ali Pasha.
Iar în 1788, mi se pare, a avut cea mai mare... Adică și turcii erau implicați în jocurile... N-aveau nici, erau îngrijorați de prosperitatea orașului, de cultura orașului, făcea concurență Istanbulului și s-au folosit de albanezi. Din nefericire, după unii cercetători, acești albanezi erau de fapt aromâni islamizați și conduși de Ali Pasha. La 1788, parcă, orașul a fost distrus în totalitate. Toți aromânii de acolo s-au împrăștiat în Imperiul Austro-Ungar, în țările române, pe unde au putut. Și o parte în... Au reușit să-și ducă și averile în parte. Da, oricum ei puteau genera, erau atât de buni pe... cum să zic, pe partea asta negustorească, încât puteau genera bani din absolut orice. Așa se face că Gojdu, de exemplu, era, părinții lui veniseră de acolo. Dar așa se explică prezența atâtor aromâni în Budapesta. Românii erau acolo pentru că erau de acolo, cam așa, din Transilvania și din Ungaria. Și uite, de exemplu, ca să-l epuizăm și pe el, Andrei Șaguna, de exemplu, care era român, și-a dat seama de un lucru foarte important, că românii și aromânii nu se pot confrunta direct, suntem într-o situație asemănătoare, apropo de asta, pentru că spațiul românesc era ocupat sistemic prin forța Imperiului de austro-ungari. Ei trebuia să-și mențină identitatea în acest spațiu. Singura posibilitate era să intre în mijlocul lor, ceea ce s-a și întâmplat. Este o explicație sociologică, iar Andrei Șaguna avea o vorbă înțeleaptă. Nu contează cine clocește ouăle, important este să iasă pui de găină din ele. În sensul ăsta, să iasă român din ele. Era forma de rezistență singura posibilă la momentul acela. Învățau la școlile romano-catolice, dar rămâneau ortodoxi, cum a fost Gojdu, de exemplu, cum a fost, nu știu, Andrei Șaguna, trebuie să studiez problema, dar foarte mulți învățau în colegiile romano-catolice sau greco-catolice și se întorceau, cum să zic eu, cu competențe recunoscute prin diplome și așa mai departe. Deci asta a fost forma și faptul că s-a putut ca românii și aromânii să ducă la prosperitatea Budapestei. E adevărat, ei nu își puneau problema cum ne-o punem noi acum. Atunci, pentru că ceea ce se întâmpla la Budapesta nu era același lucru ce se întâmpla în Transilvania. În Transilvania românii erau oprimați, erau foarte clar oprimați, n-aveau voie să locuiască în oraș, erau niște restricții îngrozitoare pentru ei. Acum o parte din ardeleni zic, noi suntem mai civilizați, că am trăit într-o zonă civilizată. Da, da, dar la poartă. Cei cu sindromul Stockholm. Dar la poartă. Da. Nu, pentru că sunt inculți, n-au o reprezentare clară a istoriei lor, pentru că, într-adevăr, în Transilvania există foarte mulți sau destuli români care sunt rupți de realitățile istorice, care sunt bolnavi cu acest sindrom Stockholm, da? Și care chiar au impresia că faptul că a fost imperiu a fost bine pentru români. Dar nu intrăm acum în astfel de discuții. Ne vom opri aici. Faptul că ai făcut această prezentare a mișcărilor a românilor este foarte bună pentru că explică prezența lor și ne va ajuta, creează contextul pentru dezvoltarea celorlalte două episoade pe care le facem în acest mini-serial. Rămâneți aproape, veți afla lucruri foarte interesante în episodul 2, când vom vorbi în mod concret despre afacerile românești și a române din Budapest, despre construcțiile care s-au făcut finanțate de români și a români și, așa cum am spus, afacerile dezvoltate de aceștia în capitala Ungariei. Ne vedem în curând!